Bun, deci să povestim ce urmează să fac eu cu Passatul ăsta. Din nou, iar îl desfac, iar îl fac praf. După cum se vede, e cam gol. După cum v-am spus, voi participa la cea mai mare competiție de car audio din Europa, mai exact EMA, la Salzburg, în aprilie. Pentru că la noi în România nu s-a ținut, sau mă rog, a fost o competiție pe care au anunțat-o cu două zile înainte, tipic, nu știu de ce fac prostii de genul ăsta, în fi. Așa, eu voi participa în categoria Entry, este o categorie Entry 3000, adică buget de 3000 de euro, și după care este categoria Entry Unlimited. Acolo mă încadrez. Și asta va avea loc în aprilie. Acum este februarie 20, cred că. Și ne apucăm de treabă. Așa că, ce facem? După cum v-am spus, eu boxele acestea pe care le-am în stâlpi, le voi înlocui cu altele pe care le voi monta în bord. Două găuri mari frumoase acolo în colțurile bordului, cu alte difuzare un pic mai mari, mai potente și extraordinar de faine. Pentru asta va trebui să dăm jos bordul. Consolă, volan, scaune, mochetă, tot. Tot. Pe lângă asta voi înlocui și cablajul. V-am arătat și cablajul de la boxe. Cel vechi îl voi scoate tot și voi pune doar acesta. Pentru că fiecare traseu de la amplificator la difuzoare trebuie să fie perfect. Ah, ce drumuri. Fiecare traseu de la fiecare difuzor trebuie să fie perfect egal. Nu vreau să fie nicio centimetru distanță între ele și trebuie să fie același traseu. Asta va ajuta foarte mult la aliniere, la mai multe și la OCD-ul meu. După care, o chestie controversată, bine, și chestia asta controversată cu boxele în bord, dar o chestie controversată, voi tăia, de fapt am făcut-o deja, pentru midbash, acolo la carenajul metalic al mașinii. Două găuri încât difuzoarele de midbash să respire în afara mașinii. Și eu voi fi în incinta mașinii. Și este o diferență fantastică față de difuzoarele care sunt montate în uși. Față de asta e cu totul altceva. N-ai vibrații, ai un bas adânc, rapid. E extraordinar. Am să vă arăt ce am făcut. Ok, oricum procesul ăsta noi îl gândim de vreo 8 luni de zile și de vreo 6 luni de zile ne-am apucat deja de el, iar acum trebuie să le punem doar cap la cap și să terminăm în 2 săptămâni. Deci, în următoarele videoclipuri veți vedea efectiv parte de montaj, ce nebunii facem, cum le scoatem, cum le aranjăm și așa mai departe. Sper ca în 2 săptămâni să fie gata, pentru că după aia sunt programat la vopsit. Mașina va trebui să arate impecabil și pe din afară. Retușuri la partea de rugină, înlocuit de aripi, după care un polish frumos și tratament ceramic. Deci în aprilie mașina vreau să fie în cea mai bună stare aici pe care pot să o am și n-am avut-o până acum. Așa că o să fie un pic de lucru, pornesc cu fața asta deja obosită la muncă, dar nu mai vorbesc prea mult, așa că vă las în continuare să vedeți ce va urma. Iar pentru cei care nu mă urmăresc pe Instagram sau pe Facebook, rău destul, acolo postez eu un pic mai repede ce am mai făcut sau poate unele nici nu apar pe YouTube, dar și acolo un follow e de apreciat și putem să discutăm mai repede. Da, urcă-te pe mine dacă poți. We'll be right back.
Bun, și acum cu siguranță mă veți întreba ce voi face cu galeria asta de ventilație, pentru că am decupat-o fain frumos. Ei bine, am făcut un semicerc la imprimanta 3D și se potrivește perfect aici în spațiul acesta. Urmează să îl lipesc, să-l tai, să-l decupez și o să pun și insonorizant peste el și va închide perfect. Nu va rămâne atât de mult spațiu pe unde să vină aerul, dar e suficient, zic eu, pentru a-și face treaba cum trebuie. Și cam atât, da. Mă apuc de treabă și sper să mă reușească.
Hai să vă explic un pic ce am făcut aici. Deci, ăsta este bordul cu sus în jos. L-am tratat cu materialul ăsta bituminos în mai multe straturi pe unde am putut și pe unde mi-a încăput mâna. Am rigidizat cât se poate de mult toate părțile astea. Asta din exterior. Mă rog, ideea e să fie cât mai jos sunetul, să absorbe cât mai mult vibrațiile și închegăturile astea de plastice. E să mai văd niște mici îmbinări de plastic, dar să vă arăt un pic, să văd eu dacă îmi dau seama. N-a mai rămas nimic descoperit. Mă rog, ideea e că sunt cam așa lipite una de cealaltă, plasticele astea pe aici, una de cealaltă și în partea asta, unde aici undeva, avea un mic greieraj de la vibrațiile de drum și aici. Aici l-am mai pus eu niște așa un pic. Am pus niște glue gun, mă rog, lipici de la cald, ca să umplu spațiul de acolo din interior. Și pe spate am pus materialul vibroabsorbant și un sunet destul de de jos așa, nu se mai aude sunetul așa de plastic gol cum se aude asta. Vă dați seama cum, cât de cât, ce vreau eu să zic. Și ideea e că am făcut cam tot bordul într-un strat, după care va veni acest burete în formă de cofrag. Este buretul acela mai bun, care îl simți așa un pic mai moale și are o formă așa care își revine la loc. Un fel de memory foam, să zic așa. Asta e mai des, mai calitativ. E rola asta de la STP. Așa ceva. După care voi acoperi cam toată zona cu acel burete, inclusiv pe aici, pe aici, cam peste tot. Și făcând lucrul ăsta și sunetul de la difuzoare care va ieși în jos, deci acum difuzoarele sunt cu conul în jos, sunetul care va veni în jos să fie cât de cât oprit, absorbit și să sune, adică muzica să iasă mai mult și mai corect prin partea de sus, înspre parbriz. Cam asta e ideea, sunt un pic obosit și răcit, îmi cer scuze dacă explicațiile mele nu sunt cele mai bune, dar înțelegeți care este ideea. Partea asta e destul de moale, asta e cea mai dureroasă și de asta eu am insistat aici cât se poate de mult să pun cât mai multe straturi, încât să devină cât mai rigid. Da, și cam asta. E o muncă migăloasă, nu e foarte grea, dar trebuie un pic de răbdare, bucăți mici, tăiate, potrivite și așa mai departe. Thank you.
pentru ce m-am chinuit eu până acum a fost să tratez și plasticul acesta cu un material tot așa de 2,2 mi se pare. Am făcut-o cu el montat pe mașină ca să văd efectiv unde am loc și unde nu am loc. Cum ar fi aici, deja o să fie prea sus, așa că... De ce spun asta? Pentru că mai urmează încă un strat peste partea asta. Asta este vibroabsorbant și o să mai fie încă unul bromo, se numește fonoabsorbant. Și aici, fiind foarte aproape de tablă, chiar cred că o să atingă de caroseria mașinii, nu cred că ar mai intra și cel de-al doilea strat. Dar pe aici, unde este și boxa, mă rog, acolo, pe acolo nu o să pun pentru că nu am destul loc, dar în partea asta e destul de mult loc aici, după cum se vede, așa că voi umple cât pot de mult. Nu am să mă apropii foarte mult de margine ca să o las să intre în aripi și să nu fie problemă la montaj, dar cam așa arată în mare. Da, continui. Bun, și cam așa arată și cu cel de-al doilea strat. După ce am să o dau jos, am să le tasez un pic mai bine și să completez pe unde nu am apucat să pun. Aici am insistat mai mult în partea asta pentru că spațiul îmi permite. Și am venit pe aici până în partea aceasta. Deci cam până la nivelul ăsta o să fie tratat cu totul. O să mă mai uit să văd în spate acolo undeva dacă mai am loc. Și cam așa arată.